Ei consumă și consumă foarte Foarte repede mult se consumă, energia, da, așa este. consumă foarte mult. În momentul în care consumăm energia, de exemplu, am văzut, au fost persoane cu care am lucrat și din cazuistică știu, veniți cu vortexul, cu acest vortex energetic foarte jos. Ok, l-am ridicat pentru că știu cum se poate ridica și stabili. Și e foarte important să vezi la o măsurătoare după 10 minute cum se schimbă valoarea energetică cu câte 2-3 mii de unități, ceea ce înseamnă extraordinar de mult în 10-15 minute. Dacă ne gândim că o valoare energetică între 0 și 5500 de unități este pentru tot ceea ce este anorganic, între 5500 și 6500 de unități avem valori energetice pentru legume și fructe, iar de-abia de la 6500 în sus începe viața și între 6500 și 9000 de unități este zona gri unde se bălăcește cam toată lumea. Să vină o persoană cu o valoare energetică de 3000-3500 de unități, o duci direct într-un 5500 în 10 minute, este extraordinar de bine și de plăcut, pentru că deja acea persoană începe să aibă mult mai multă putere. Nu neapărat putere fizică, dar începe să spună, să se simtă în cote, cum îmi spun foarte multe persoane. Normal, o stare bună de energie și fizică, mentală, psihică, este undeva când trecem de un 10.000 de unități. Între 10 și 12.000 de unități este o stare foarte bună.